Cu 2 săptămâni înainte de Paște, mai mulți mehedințeni au început deja aprovizionarea pentru masa de sărbători. Aceștia au de gând să petreacă marea sărbătoare alături de familie. Sărbătoarea Paștelui este în continuare abordată într-o manieră tradițională de cei mai mulți dintre români. Cumpărături masive, vopsirea ouălor, reunirea întregii familii la masa de duminică și preparate tradiționale. Pentru cei mai mulți români, Paștele este cea mai importantă sărbătoare religioasă din an. Cu planurile deja făcute, oamenii au început să facă cumpărăturile pentru masa festivă. De Paște suntem acasă. De asta facem cumpărături, ne vine poții de la Timișoara și cam asta facem, nu plecăm nicăieri, stăm la curte, locuim la Șimian și e frumos în curte când e soare la masă acolo, nu mai suntem ca altădată să ne întâlnim toți, știți, acum cu pandemia, da, nu se mai poate, dar oricum, pregătirile se fac întotdeauna. Ați început cumpărături? Da, păi ia uitați ce plase avem aici. Da, sunt cu soțul și deja o parte din cumpărături am făcut, poate mai venim săptămâna viitoare. În principiu acasă, că vin copiii, nu? Așteptăm copiii acasă, cu mare drag. Și în rest, prieteni, familie, cam atât anul ăsta. Mai cu restricții. Sperăm în vremuri mai bune. O problemă anul acesta este carnea de miel mult dorită de cumpărători. Încă nu s-au făcut precizări unde va fi găsită și la ce preț. Ați început cumpărăturile de Paști? Nu. N-am început. Cumpărăturile, dacă ai bani, le faci într-o zi, vorba aceea. Pregătește omul după cum are. Sunt oameni poate care nu au deloc, dar asta e posibilitatea. Pensii mici. Ăștia la țară te vin omul cum să le facă să ajungă. Și ce o să faceți anul acesta de Paște? Facem toate cele necesare cu omul să chipze ca să le are, să pună pe masă. Ouă, drob, mielul e cel mai de bază, dar nu se aude de miel, cum o să-l cumpărăm, de unde să-l cumpărăm, la țăran, la târguri. Și ar trebui să se organizeze treaba asta, că e prea... E Paștele și trebuie să se organizeze. Pentru majoritatea cetățenilor, Paștele reprezintă un prilej de a petrece timp împreună cu familia și de a se bucura de tradiții. De asemenea, mâncarea tradițională românească este friptura de miel, ouă roșii și drob. Acestea sunt nelipsite de pe masa românilor în această perioadă.